Hai să întreb mai mulți că am și eu una. Și orici, te pupă viața ta. Hai să întreb un pic mai mulți ca să îmi și mie o distribuire. Să fim un pic mai mulți. Băi, hai să vă spun ceva cum stă treaba repede și pe scurt un pic așa. Eu nu mă pun la minte nimănui, nu îi răspund la nimeni că am spus că nu mai fac live-uri pe facebook ăsta. Pentru că Facebook-ul e pentru oamenii ăștia care trebuie să vorbească pe Facebook, mai să uită și copii. Eu vă spun atâta la ăștia, la prietenii mei care am crescut cu voi. Să nu credeți că eu nu știu de unde vine comentariile la altă lume. Dar dacă voi vreți să facem răsuri sau caterincă pe Facebook și astea, luați-vă voi cu mine în direct, că eu vă fac praf pe toți, ai înțeles? Nu... Deci eu vă spun la toți prietenii mei, voi ați lovit în familia mea. A zis de mine tot ce ați vrut. Eu tac din gură, nu zic încă. O las așa, ca să înțelegeți că eu nu sunt prost. Eu o las așa. Dar ascultați-vă că ce ați mai, voi ați mai spus de 10 ori toate lucrurile astea. Ce a spus acel băiat, le-a spus de la voi. Eu vă transmit așa. Hai să lăsăm Facebook-ul ăsta în continuare. Hai să respectăm legile țării, că știu că vă e frică rău de poliție. Dacă lăsați produirile și astea, că dacă eram produi, produ, produitor, acum m-a chemat la poliție și cu amenințările alea și cu alea, puteam să, să, fac, ai înțeles că la vorbește că are și arme și astea, pe, pe astea și că două milioane să mă puște sau ceva și puteam să o dau cum vreau eu. Lăsați și ele cu produsele, că nu merge, voi știți. Vedeți-vă de treaba voastră, vedeți-vă de familia voastră. Că eu nu lovesc în nimeni. Eu lovesc decât în voi, în toți prietenii mei. Hai să lăsăm Facebook-ul ăsta la copii, la oameni, la toată România asta, să nu se uite la prostiile noastre și la răsurile noastre. Și haideți să ne vedem. Lăsați-mă cu vrăgea la ce care a spus voi pe la părnaie, ce astea, ce Te iubesc, Sebastian. Hai să terminăm cu mai moțările astea, cu discuțiile astea pe Facebook, că nu mai voi prietenii mei ăștia le faceți. Și eu am alifie pentru voi de, de nebunește toată România. Eu atâta vă spun. Vedeți mesajul meu. Terminați-vă cu ura și cu dușbănie că pe n-aveți cu ce să mă faceți de res. Eu n-am făcut nici prădueli, n-am făcut nimic. Vă vorbesc frumos, calm. Vă spun și la ăștia toți prietenii mei, nu mă înjurați niciunul de familie, lăsați în pace, că dacă domnii nu vor să se potolească, eu nu așa, eu dudui toată România asta. Terminați-vă cu discuțiile și cu toate astea, da? știți voi cel mai bine, lăsați Facebook-ul ăsta la oameni ăștia să, să, uite la copiii, la desenele alea, la pe Facebook, să vadă oameni frumoși, da? Hai să terminăm cu, cu toate discuțiile astea. Vedeți-vă de treaba voastră, eu nu mai fac live-uri, dar jur că dacă se mai întâmplă așa ceva, indiferent de situație, și televiziunile le aduc și eu fac o de asta conferință bombă, că eu am și talent, nu sunt așa, sunt, sunt dulce, bun, am bun simț, inimă, bun suflet și respect. Iar ăștia l-am sprietenește mei care tot scrieți pe acolo, vă rog eu ștergeți tot, da jos după Facebook, da jos după Facebook toate discuțiile astea, înțelegi? toți prietenii care a fost lângă mine, ai înțeles, ăștia ai mei băieți care a fost lângă mine și m-a susținut, am văzut cine mai băiat, am văzut cine a dat live-uri în altă parte, am văzut cine, cine e om, cine e domn. Am văzut cine e om și cine e domn. Terminați-vă cu discuțiile, cu tot ăștia prietenii mei. Dacă aveți ceva să-mi spuneți, veniți în fața mea și spuneți-mi toți. Nu mai puneți pe ăștia să vorbească pe internet să nu spună. Că eu intru și vă dau direct vă o replica. Și vă fac praf și nu vă convine. Dacă vreți, mai agitați-mă un pic, că știți că eu nu am toate dozele și pe urmă o să vă pară rău, să ziceți, băi, hai bă, domnule, să ne împăcăm. Eu am acceptat-o, am lăsat -o așa, nu le-am răspuns la provocări, că nu vreau să ne facem de râs pe aici pe Facebook, înțelegi? Nu să ne facem de râs, că astea sunt râsuri, nu ne facem de râs. A, ah, bravo, Vasile Gologan, am văzut și eu, i-am scos și din listă pe mulți. I-am scos dăm pe mulți din listă. E, bă, am văzut multe chestii acum. Nu e nicio problemă să fie sănătoși. Ce ai mai și cu ei și fără ei? Oricum ei sunt trădători din naștere. Sunt rădători de naștere, viața mea, ei, ăștia care sunt și încolo, și încolo, și încolo. Nu viața mea, nu înjura, te rog eu, că n-ai pe cine să înjuri. Eu le-am spus la prietenii mei, știu ei ăia de mult, care am plecat cu ei la început de drum și le-am ajutat și le-am făcut numai bine. Și iar ăștia care au fost lângă mine, cum au fost băieții ăștia, vns ăștia le mulțumesc, să nu mai înjure zoară ăștia, toți băieții ăștia care au fost finii frații noștri, să nu mai înjure, să se potolească cu astea. Eu nu mă înjur cu nimeni. Eu le-am transmis acum la toți. Vor să înțeleagă bine, nu vor să înțeleagă și mai face de-astea. Eu bubui România cu life -ul. Nu că bubui. Dudui România. O zgudui din temeli. Eu o zgudui din temelii, nu așa. Eu o zgudui din temeli. Eu am intrat ca ei mei să nu mai înjure, să termine cu postările și cu astea, să-și vadă de treaba lor, le mulțumesc, iubesc toată viața. Iar, iar prietenii mei, dacă nu vor să se potolească, treaba lor. Eu nu fac nu mă cer cu nimeni. Eu direct acolo dau unde trebuie. Și aștept și pe câmpul de luptă. Hai să lăsăm copiii aici pe Facebook ăsta. Hai să lăsăm oamenii care sunt bolnavi și au nevoie de ajutor. Hai să lăsăm să-și facă treaba lăutarii. Că dacă vreți, eu vă arăt cu televiziun, cu tot cum fac conferință de presă și zgudui România din temelii. Nu dau nume, nu zic nimic. Zic prietenii mei e foarte vechi de la început, de care vă credeam frații mei, care v-am ajutat mult. Eu nu zic nimic, o las așa. Să fiți voi sănătoși. Așa, nu mai puneți nimic, terminați cu postările, indiferent oricine ar fi. Mai puneți dă-le, doamne, iartă-mă de postări, de discuții. Lasă-i să pună ei și vedeți ce se va întâmpla. Nu, trebuie. Acum și face. Respectăm justiția și. și nu mai, nu mai prietenie unii care ați dat like-uri și mesaje în alte părți și astea că v-am dat afară și din listă să de asta, să nu mai știți de ce dacă vă știți de ce v-am dat afară că eu nu mai fac mesaje fratele meu nu mă interesează nu vorbesc de băiat, de om nu mă interesează eu nu, ați văzut să ies eu, voi nu știți că eu ies imediat. Eu ieșeam, nu țineam cont. Pă, nici pe Facebook, nici afară, nici pe nicăieri. O las așa cum a căzut. N-am putere, eu sunt tu. N-am putere, o las așa cum a căzut. Ștef, mâncat. Păi eu merg viața mea înainte, Ștef. Eu n-am de ce, că spunea lumea multe chestii mai proste. Păi eu n-am de ce, mă, viața mea. Eu, eu, mă bat pe Facebook sau mă cer pe Facebook. Aici se uită oameni, copii, lume. Nu trebuie să facem discuții, să se uită lumea la noi. Ce suntem noi? Niște vagabonzi, niște astea. Eu trebuie ce zici ăștia? Vorbește de pârnaie, de ale. Ce drăde de lumea răsuri. Dar eu, dacă ei vor să mai facă râsuri de astea, și eu, și eu... Și eu, americanul meu, sâmbătă la ziua ta, ne distrăm, dansăm, duminica, duminica, viața mea. Eu am văzut cine a scris acolo, pe mine nu mă interesează, le zic să le dea Dumnezeu sănătate, să fie sănătoși, nu vreau să aud, dar le spun, dacă nu se potolește, pormă să nu spună, băi, Mirceu, ai fost de asta pervers și ce ai făcut. Ei de mine n-au ce să zic. Eu Credeți-mă că fratele vostru nu vă minte. Vă jur cu mâna pe inimă că eu sunt bombă. Eu sunt bombă. Sunt bombă cu ceas, în toate astea. Nebun, nebun și inteligent. Că nebunii au inteligență ca să înțelegeți voi. Și nu, nu vreau să dau. Un... Dacă încep jur pe viața mea că, că... nu să opresc nici televiziunile și toată lumea dă râs și toată România asta, duduie, nu așa. Cu tot. Da, eu zic să-i respect pe băieți, să le dau cezarului cei al cezarului, să ne vedem noi de treaba noastră, că și așa sunt timpurile astea grele, și să se uite lumea bună aici pe Facebook, la familie, la copii, la părinți, nu trebuie să audă niște discuții, că nu interesează pe nimeni de 2-3 băieți care eram tineri acum 25 de ani. Hai să terminăm cu astea, să ne vedem de treaba noastră. Ai văzut la Olimpiadă să alergă frumos, pac, 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 alergi, alergi, câștigi și dai tafeta mai departe. Și dai ștafeta. Hai să dăm ștafeta la alți copii tineri, hai să ne vedem de treaba noastră, de familiile noastre hai să ne respectăm, hai să, ce să facem acum, să punem, să se certe și femeile noastre pe aici pe Facebook, că aia a fost așa, că aia n-a fost așa, Ha? ales, nici nu făceam live-ul ăsta, a? Nu, frate, n-am treabă, nu mă interesează să fie sănătos, nu vreau să aud. N-am nimic cu nimeni, nu mai fiecare își face și face ce a făcut meseria, fiecare. Să fie sănătoși. Ei știe că eu sunt. Eu le spun așa la toți prietenii ăștia, mea, Bă, vă rog frumos, am intrat să fac la ei fost Terminați cu aia, lăsați-i pe ei să pune și la momentul potrivit să nu mai zică. Hai, domne, să ne împăcăm sau ceva sau să ale, înțe? Eu, nu, eu, eu, nici nu-i rog să scoată, să nu-i rog să facă nimic. Îi lasă să facă ce vor ei. Îi lasă să facă ce vor ei. Înțelegi? Eu, nu eu le spun de tot așa la prietenii mei, că sunteți prea mulți și nu știu care dintre voi, că nu m-am uitat, nu stau eu să mă uit să dau curs. Dacă vreau să dau curs, dădeam care a fost, știu, în afară de narcis care a făcut alea și i-am spus așa și care mai e fane se va și ea le-am spus care mai sunt șterge și hai să terminăm să lăsăm oamenii să se uite pe Facebook, să-și vadă de treaba lor eu țin cont de copilăria care am crescut cu ei și că am fost fras cu ei, poate ei nu și-au dat seama, ai înțeles, s-a călcat accelerația, s-a vorbit mult mai prost, ai înțeles? Și eu am zis, băi, din cauza că sunt copii pe Facebook ăsta aici, sunt oameni și nu vreau să duc discursul mai departe, am spus așa, la ăștia mei să se -o oprească oricum. Și dacă tot să mai continue, formă, eu nu amenesc pe nimeni, nu nimic, vă știți dar țineți-vă bine, pără. Life-ul meu, Dudu e România în două. Hai, terminăm astea. Hai să lăsăm, că, să dăm câte 2 euro, 3 euro la copii. Hai să mergem să ajutăm cât un om bătrân, câte un astea, să facem și fapte bune. Nu să ne aducem noi mai aminte. După la ce s-a întâmplat pe acolo. Și eu la fel vă doresc la toți. Mulți care îți dau like-uri acolo și ați astea. Mulți care îți dau like-uri și alea puteți să mă ștergeți și singur în listă, că am și listele voastre. Sunteți prietenii mei, dar nu mai suntem prieteni pe Facebook, da? Sorine, vezi că și tu ești prost și tu ai râs și nu mai vorbi prost așa, că n-am de ce să fiu supărat, ai înțeles? Sorine, tu ești un copil mic, o să te dau și pe tine afară de la mine, de la listă de aici și o să te și șterg. Aici la mine zici, nu mai fi supărat, păi eu n-am cu ce să fiu supărat, mă băiat. Eu n-am de ce să fiu supărat, eu am o familie frumoasă, fata mea are unde să doarmă, are ce să mănânce, are casa ei. <coughs> am o familie ordonată, eu n-am de ce să fiu supărat. Sunt sănătos, îi mulțumesc lui Dumnezeu cu ce mi-a dat. Sunt un băiat cu bun simț, cu mult caracter, cu lumea care mă cunoaște, mă știe. Nu trebuie să vorbești tu, să dai mesajul ăla și în partea aia să răzi, înțelegi? Lasă-l cu la, la topoare, că nu, nu, trebuie, nu facem noi dreptate cu topoare, cu astea. Mie nu trebuie să facem rău la oameni. Trebuie să respectăm oamenii, să-i iubim. Ui, termin live-ul fost aici. Vă spun atât la toți prietenii mei ăștia. Terminați-vă, nu mai puneți astea. Iar în partea asta lantă, la foștii mei prieteni, care a fost prieteni și astea, să mai întâmplă să intre, eu am mers pe fir, am tăcut în gură și știu de unde. Deci, dacă nu mai e de la voi, și e din altă parte, și tot se întâmplă, bubui România. Deci, eu bubui România, ascultați-vă ce vă spun. Eu bubui România și nu o să vă convină. Că voi ați dat de mine, dat. Ați mai dat ce ați mai dat înainte, în urmă, în alea, mai uitați-vă pe live alea și mai aduceți-vă aminte. Dar eu bubui. Și am și hază. Și sunt și iubit de toată România asta. Păi nu mă iubesc toți oamenii, că am bun simț, caracter și suflet. Și n-am făcut rău nimănui. Înțelegeți? Vă pupă fratele vostru, vă iubesc. Și aveți grijă de voi. Da? Care ați vrut să înțelegeți, ați înțeles mesajul meu. Care nu vreți să-l înțelegeți, nu vreți să-l înțelegeți. Ha! mai bine!